Cuvântul fermecat, după V. Oseeva. Pe o bancă, într-un parc, stătea un bătrân. Lângă el se așeză și un băiat care răspunse cam urât la întrebările sale. La un moment dat, băiatul îi povesti că a plecat de acasă, fiind că sora lui nu-i dădea culorile. Bunica nu-i dădea turte, iar fratele mai mare nu-l plimba cu barca. Atunci, înțelept, bătrânul îi spuse un cuvânt fermecat: te rog, pe care să-l folosească mereu. Băiatul nu crezu, dar merse acasă, unde toți membrii familiei aveau ceva de făcut. Alergă la sora lui și îi spuse: te rog frumos să-mi dai și mie culorile tale. Surprinsă de rugămintea lui, fata îi dădu cu plăcere ceea ce-i ceruse fratele ei. Mulțumit, băiatul le luă și merse la bucătărie. Aici, bunica tocmai scotea din cuptor o tavă cu turte. Băiatul spuse: te rog, bunică, dă-mi și mie niște turte. Surprinsă de cererea băiatului, bunica tăie din turta caldă și îi dădu o felie. Tocmai se așezau la masă. Acum era momentul să încerce cuvântul fermecat și cu fratele mai mare. Te rog, dragă frate, să mă iei și pe mine cu barca la plimbare. Surprins, fratele-i promise că așa va face atunci când va mai merge la pescuit. Încântat de cele obținute, băiatul alergă în parc la bătrânul de pe bancă să-i mulțumească pentru sfatul dat. Dar banca era goală. Bătrânul plecase. Acum vom vedea ce am reușit să reținem din această scurtă poveste. În primul rând, aș vrea să-mi spuneți cum se numește povestea. Iar acum, cine ar putea să-mi spună cu cine vorbise băiatul în parc? Ce cuvânt fermecat îl învăța acesta? Până acum v-ați descurcat foarte bine. Acum aș vrea să știu dacă știți cine i-a împrumutat culorile. Dar turtă, cine i-o fi dat? De ce se întoarce băiatul în parc? Ca să mulțumească, sigur că da. După cum vedeți, băiatul nostru mai știa și alte cuvinte fermecate, doar că nu prea știa să le folosească. Acum și-a dat seama că doar dacă le va folosi, va putea primi mai ușor ceea ce dorește. Voi, ce alte cuvinte fermecate mai știți? Așadar, te rog, mulțumesc, iartă-mă și toate cuvintele pe care voi mi le-ați spus trebuie folosite dacă vrem să primim și noi la rândul nostru cuvinte fermecate. Acum, eu vă felicit, vă îmbrățișez și ne auzim la activitatea următoare. Până atunci, folosiți cât mai multe cuvinte fermecate. Pa, pa!